Tenismenii de la CS Târgoviște nu ratează nicio competiție din calendarul oficial, după ce a trecut cu brio de testele trofeului Victor Hănescu, urcând pe prima treaptă a podiumului după ce s-a impus cu 4-6, 6-2, 6-4 în fața favoritului numărul 7, Matei Palcu, de la Major București. Vlad Brazu are racheta pregătită pentru a face față și adversarilor din circuitul național FRT Tennis Master, categoria A feminin 12, masculin 12, care se desfășoară la București, începând cu data de 6 septembrie. CS Târgoviște o să fie reprezentat și de Andrei Voican. De sâmbătă urmează iar circuitul național FRT de la București, un concurs de categoria A. Este înscris Vlad Breazu cât și Andrei Voican. Cred că este puțin mai tare decât cel de la Curtea de Argeș, dar sperăm în evoluții bune ale băieților. Secția de tenis a Clubului Sportiv Târgoviște merge pe drumul performanței. Sportivii demonstrează cu fiecare competiție bifată că orele de antrenament nu au fost în zadar. Iar dacă aruncăm o privire peste ultimul clasament realizat de Federația Română de Tenis, avem toate motivele să ne mândrim cu aceștia. În clasamentul publicat pe 3 septembrie pe site-ul Federației Române de Tenis, Radu Papoe de la CS Târgoviște este numărul 1 național la Under 12 cu 9044 de puncte, urmat de colegul său de la dublu și de națională, Nicolas Ionel, de la All Body, cu 7206 puncte. Locul 12 îi aparține lui Vlad Brazu, cu 4515 puncte în cont, iar Dan Vasile Duță și-a rezervat poziția 28 cu 2862 de puncte.